Bune, chiar pleacă. Scândură. Scândură. Frate, stai așa. Bună dimineața, roboțeilor! Datorită unui roboțel, adică a unui membru acestei comunități, am hotărât că această comunitate se va numi RoboGang sau RoboSquad, iar noi toți suntem roboței. Ok, după cum spune Sava, pe aici nu avem voie să mergem, deci ar trebui să ne grăbim mai repede să trecem cumva pe margine, pentru că, ia uitați, vin bicicli și oameni care merg cu skate-ul și nu ar trebui să fim pe banda asta. Ok, gata, hai. Acum merg la mor roboțeilor și sper să ajungem mai repede, pentru că e foarte, foarte cald afară și am săturat de căldură, mi-am luat și laptopul în spate să editez clipul de ieri și să-l postez. Bă, eu nu cred că mai ajungem la niciun mall, sincer să fiu. Ce? De ce? Nu vreau să mă duc înapoi. Bă, nu vreau să mă duc înapoi, mă. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but eu te-am urmat peste tot în viața asta. Dar frate, pe unde mă duci, serios, acum să moară Cipilan? Spune-mi sincer. Vrei să mă omori aici pe blocuri? Spune-mi sincer. Tu știi? Spune-mi sincer. Nu-mi spui dumneata. Deci în viața asta eu nu credeam că o să ajung vreodată la mall prin pădurea aia ecuatorială. Ia uitați-vă și ajunge la Mec, unde o să mă pun să editez clipurile și unde o să postez, unde o să mă înscriu la concursul de la Sugus, unde vă las un link în descriere și nu uitați să mă votați. Ia e! În sfârșit, internet. Ia uitați-i. Îmi ia și mie un McFlurry. Și aici nu uitați să intrați Rock the Vlog și votați-mă de la Sugus. Votați-mă pentru că am mare nevoie. Vă las link în descriere, nu uitați. Like. Băi, roboțeilor, am plecat și de la McDonald's. Partea bună e că am mâncat un McFlurry și am stat toate bunuți. Dar partea proastă e că nu am terminat de editat vlogul de ieri. Și e foarte nasol, pentru că nu mai am unde să-mi pun laptopul încărcat, nu mai am internet. Și îmi va lua undeva la o oră jumate, două ore ca să se randeze clipul, pentru că o să aibă vreo 10 minute și asta e foarte nasol. Pentru că nu știu dacă o să rămân cu baterie la laptop. Și pe lângă asta eu trebuie să-l și încarc și am și nevoie de internet. Dar sper să găsim în centrul Sibiului, așa că rugați-vă, roboțeilor. Eu acum mi-am dat seama că practic, dacă voi vă rugați mâine, de fapt eu postez azi clipul, deci practic vă rugați degeaba. Dar nu contează. Bă, frate, ce că de ce nu e trotuar pe aici, am zis nebun la cap. Deci efectiv merg prin stradă, nu știu dacă vă dați seama, asta nu e trotuar pentru că e cumva înclinat spre stradă. Ia uite, acolo chiar că nu e deloc. Uitați-vă și voi. Deci uitați-vă și voi, frate. Deci eu practic merg pe stradă. Hai că l-am sunat pe fratele meu, Georgi, care e aici în Sibiu, e fratele meu, Georgi, așa îl cheamă, Georgi. Și acum urmează să mă întâlnesc cu el puțin, o secundă, două, numai cât îl văd, îl salut. Ce faci, bro? Bam! Și gata, plecăm spre centru. Ok, hai că am ajuns și-l aștept pe micuțul Georgi. My little boy is here. Oh, George. George at the jungle. Cu George cunoștință cu scândără. Bă! Ia uite, ce faci, mă, scândărică? Uite că acum l-am scos prima dată din ghiozdan. Pe ziua de azi. Uite, vede lumina, ce fericită-i. Scândără, vrei să pleci cu el? E bine, atunci du-te, na. Ha. Pe bune chiar pleacă? Frate, stai așa. George. Yay! Ciao. Bă, roboțeilor, eu sunt trist acum pentru că l-am lăsat pe scândură la George și îmi dor de el. Adică ieri am înțeles că a fost bolnav și n-a apărut în vlog de ieri, dar acum l-am lăsat până marți, pentru că până marți are George licența și l-am lăsat să învețe cu scândură, adică să învețe amândoi acolo, pentru că scândură mai știe una alta. Scândură mai știe una alta și uai. Ia uitați-vă acolo. Deci ceva cu basket, cu nebunii.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. Cred că pe undeva pe acolo eu zic că ar fi mișto să facem niște poze. Pe zona, dar chiar și aici, pe băncile astea pline cu flori. E zona așa, super vintage și eu zic că arată bine. Robo gangsterilor s-a lăsat seara, așa că trebuie să ne grăbim să facem niște poze blăniți aici, să avem poze de profil, după care să mergem să termin și eu de editat vlogul, pentru că o să-mi ia super mult la randare. V-am mai zis laptopul. După care să-l postez, să-l vedeți și voi, dar până atunci hai să vedem cum este ședința asta foto. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. Gata, robo gangsterilor, frate, n-am nicio treabă cu pozele, n-am nicio treabă cu pozele, n-am nicio gară cu ele, efectiv. Deci, dacă încerc să iau o poziție mai serioasă și sunt... Nu, eu trebuie să iau o poziție asta, Caterinca. O poziție care să facă lumea să râdă, frate, știi ce zic la modul ăsta? Hai să mergem să mâncăm, zic, hai! Acestui clip dacă ți-a plăcut, dă un share să vadă și prietenii tăi. Dacă nu ești unul din roboței, apasă butonul de subscribe și fă parte din Robo Gang. Eu am fost Radu și până data viitoare. Little brother Jakey try to roast me. What? Little brother standing on his own two feet. Not for long. I'm a dog, you're a puppy, call you Kong. Let's talk about your garbage that you call a song. It should be every other day, just some